rugămintea mea prin dumneavoastră și probabil o să mai fie câteva anunțuri în presă ca cei care au posibilitatea, mă refer la transportatorii cu autovehicule peste, cu tonajul peste 7,5 tone, să încerce, sunt posibilități să ocolească această zonă Sebeș. Mă refer la cei care vin de la Sibiu și vor să ajungă la Cluj. Se poate ajunge și pe partea altă, pe la media și pe la... Pe altă parte. Pe drumul județean e clar. Deci nu, în niciun caz nu se va... Asta vreau să vă spun. Nu se va dirija traficul pe DJ Vinț Alba Iulie. Deci tocmai aici este de asta s-a găsit soluția asta. Pentru că în prima fază, varianta asta a fost să se devieze traficul pe la Vinț. Dar... Evident, faptul că acest drum județean nu suportă greutăți peste 7,5 tone, de comun acord, constructorul, poliția și municipalitatea au ajuns la această variantă cu devierea traficului, cu intrare pe autostradă, semaforizare la Cronoșpan și la ieșire din Lanca. Va fi, într-adevăr, un deranj, dar cred că trebuie să înțelegem cu toții că orice lucrare de asemenea învergură și care se execută în interiorul localității, pentru că din fericire sau din nefericire, este în interiorul localității, va provoca un asemenea deranj, dar nu cred că este comparabil cu ceea ce se întâmplă în Sebeș de 20 de ani de zile.